Salutare tuturor și bine ați dat click în tripul nostru către Maramureș. Am pornit de aici, de la Valea Oltului, ca să nu vă plictisesc cu județul Argeș, ca tot apărut. Uitați jucăria mea, așa cum v-am obișnuit, avem aici GoPro, mai avem aici un GoPro și l-am ținut așa, ca să nu-și ia pietre pe ecran, că am pățit-o. Acest ecran de la Carpiurite, ați văzut deja clipul cu montarea și așa mai departe. Telefonul frumos pus aici, muzicuță și acum hai să vă arăt jucăriile. Pe nou știți deja, Canon Spyder F3S, custom made, special, frumos. Mai avem aici un Riker de 900 care se aude incredibil. Eu n-am auzit în viața mea un Riker să se audă la fel de tare ca ăsta. Îl avem aici pe Vampiru și pe Doru, știți deja că am mai filmat cu ei. F3S, frumos, un arti proaspăt cumpărat ieri de Doru, să stăpânească sănătos. Avem un RSS, se aude și ăsta foarte, foarte mișto. I mean, look at here. Și Rikerul de 900 al lui Dorica. Haideți să o luăm din loc, ne vedem de pe alt GoPro. Și gata, ne-am pus la drum, e teribil de cald, dar nu o să-mi dau jos bluza asta antivânt. Și și-am pățit acum 2 ani pe autostrada A2. M-am dus la Mare Glonț, m-am întors la Mare Glonț în tricou, m-a luat cu leșin cu alea. Nu-ți face bine nici vântul ăsta. V-am spus deja, mergem către Maramureș. Nu avem o locație exactă, mergem așa, ca zonă, spre Maramureș. Mergem la un hotel, nici mai știu cum se numește, pe piscină, pe terasă, pe balcon, pe Dumnezeu știe eu, să vă spun mai încolo. Am vorbit și cu o parte din voi, din Maramureș, poate ne vedem, am și stickere la mine, am tot ce trebuie. Îmi doream de foarte mult timp să mă reîntorc în Maramureș. Mulțumesc! Ia uite, băi, ce scoate băiatul ăsta, bă, ulei! Ulei, tată, firar mama lor de revizii. Aolo. Cum trec, mă, ăștia ITP-ul? De fapt, cum trec ăștia ITP-ul? Era retorică. Mamă, trebuie neapărat să-l depășesc pe ăsta, că nu mai pot. Mi-o dă până aretă, mâncați aș gura ta. Știți foarte bine că momentan nu mai am ATV. Și am și avut o perioadă destul de aglomerată la București, am avut destul de multă treabă și mi-era dor să mă reîntorc așa în natură. Cât să mai stai, frate, și în căldura aia din București, e aglomerație de nedescris, mai ales că se construiește linie de metrou până la Otopeni, e jale, e insane. Dar nu mă bait pentru că v-am zis, nu, în perioada asta anului eu nu mut mașina. Merg cu Spider-ul și a plecat. Am văzut că m-ați întrebat foarte mulți despre acel Polaris Scrambler. Acela este al lui Vampiru, cel care are Can-Am Spyder F3S, acel Manta Green, verdele ăla frumos. Al lui este, dacă aveți întrebări despre acel Polaris, care v-am zis este la vânzare, întrebați-l. Nu prea am vizibilitate de la asta. Le dau și lor semnal stânga că pot depăși. Bă, da, frumos, e alău ce dor îmi era. Sunt cu aceeași anvelopă pe care v-am mai arătat-o. Marți m-am programat la Euronautica pentru revizie, pentru schimbarea anvelopă și așa mai departe. Și bam, prin magia editării, uite-ne marți la Euronautica. Am schimbat anvelopa, așa trebuie să arate o anvelopă nouă. Discuri, plăcuțe, nu fără discuri, fără discuri, scuzați-mă pe mine, dar plăcuțe, revizia completă. Suntem gata de un alt trip. Subscribe pe YouTube ca să fiți la curent. Ciuz. Sper că ați observat și dumneavoastră că sunt din ce în ce mai multe Can-Am Spyder-e, Riker-e, and so on. Mă bucură tare, tare mult chestia asta. Ba chiar o să vă las jos în descriere un link unde vă puteți configura o jucărie de genul acesta pe BRP World. Puteți suna oricând la Euronautica sau să le faceți o vizită pentru a testa așa ceva. După cum am spus-o mereu, dacă ai apucat să te urci pe un Spyder Riker, nu te mai dai jos, îl iei instant. Deci, v-am zis, este una dintre cele mai tari, dacă nu cea mai tare jucărie pe care o dețin. Chiar mi se face dor să mă întorc pe el. E crunt, e crunt fără Spyder, chiar e crunt. Cred că am undeva la aproape 24.000 de kilometri cu acest Spyder. Am pus peste tot cu el și vreau să vă zic că mă ambiționez în ce în ce mai tare să mă duc până la Monaco cu el, pe acolo, pe coasta de Azur. Azur! Să merg, să mă plim. Aș face serios o excursie din asta așa de, nu știu, o lună. Astăzi este vineri și o să fim plecați prin țară până duminică, bine, prin Maramureș. O să explorăm zona aia de acolo. Să sperăm că nu o să pățească de data asta nimic GoPro-ul de la roată. Acesta, ia uitați și voi ce frumos să vede. S-a mai întâmplat să ajung acasă cu sticla ciobită pentru că sunt impurități, sunt pietricele.
Îmi aruncă și mașinile din față pietricele și se desparge. Dar nu e bike, am mai multe de rezervă și se schimbă orice pentru contentul de calitate. Numai pentru treaba asta ar trebui să dați și voi un like, un comentariu, știți foarte bine că mă ajută și este gratis pentru dumneavoastră. Acum să mai revenim puțin la ATV-ul, am văzut că am cel mai des mă întrebați. Când vine ATV-ul? Când vine ATV-ul? Ce ATV ți-ai luat? Ce ATV ți-ai luat? Ei bine, chiar vreau să rămână o surpriză asta cu ATV-ul, ce ATV mi-am luat. Când vine, apar nu am, să știți, dar fiți sigur că voi posta pe Instagram, sunt Goguci pe Instagram, Goguci peste tot, pentru cine nu mă urmărește. O să fac Bartai postare pe Instagram cu noul ATV, acolo o să dau boom-ul și alături de acea postare, fiți sigur că vine și clip pe YouTube. Deci asigurați-vă că ați dat subscribe și aici. Foarte mulți dintre voi care vă uitați la aceste vloguri nu ați dat subscribe, fraților. Cum este posibil așa ceva? Am verificat cu vampirul și anvelopa și plăcuțele. Nu vă gândiți că am plecat așa de nebun și țin lejer până marți. Ba chiar plăcuțe am ca lumea, adică, dar tot le schimb. Cum am făcut și la ATV-ul și de acesta am foarte, foarte mare grijă. Mă duc destul de des la Euronautica, la revizie și toate cele. Și tot pentru cei noi, acest Can-Am Spyder a beneficiat de folie PPF plus tratament Crytex la Cosmin de la Custom Tuning și de șa custom făcută la Bogdan de la Vivacy Leather. Avem aici o fereastră de depășire. Salut! Salut, salut! Cine salută oamenii? Salut băieții! Asfalt uscat! Pe aici am fost și când am făcut turul României cu SSV-urile anul trecut, cu Petre și cu Joie. Pentru cine n-a văzut cele 5 episoade, 5 părți pe YouTube, duceți-vă chiar acum să vă uitați, sunt foarte, foarte mișto. Voiam să vă mai spun așa ca un disclaimer, ceea ce vedeți voi pe TikTok sunt 80% glumițe referitor la cai, la aia 131 de cai, dar bine mă, voi aici pe YouTube știți treaba asta. La modul legit, de-abia aștept să-mi vină ATV-ul, credeți-mă, dacă nu fac off-road, o iau razna. Am frumos! Frumos! N-ai cum să te saturi! Și o avea modul să aude așa, ce v-am zis? Depășim! Trage, trage special ăsta al meu! Trage bine față de RT, dar asta pentru că RT-ul este pentru croazieră, frate. Dacă vrei să faci în conjurul globului cu un Spyder, ăsta trebuie să ții, Arti din ăsta. Spațios, confortabil, pernă de aer pe spate și multe, multe altele. V-am zis, intrați pe linkul din descriere, vă configurați unul și o luați razna. O să vreți? Sunt sigur că avem curioși care se întreabă cât de fiabil ar fi o jucărie din asta. Ei bine, foarte fiabilă, să știți, zero probleme la el. Grație, grație. Să lăsați și voi un comentariu dacă vă plac genurile astea de clipuri, că dacă ați spus da, eu chiar o să mă plimb în continuu cu toată România, prilej cu care ne vom și întâlni, să știți. Mai scot niște stickere, ne mai întâlnim, bem un Pepsi zero zahăr, facem ceva, nu știu. Am susținut mereu să ne vizităm țara, vrei nu vrei Spyder, nu știu, pleacă cu altceva, pleacă cu motorul, pleacă cu ATV-ul, pleacă cu mașina, pleacă cu trenul, dar vizitați România, fraților, că e foarte, foarte frumoasă, să știți, eu nu mă mai satur de ea. Vă dați seama că n-am fost în fiecare loc din România, mai sunt atâtea de explorat. Și aici interveniți voi, puteți lăsa un comentariu cu județul din care sunteți, ce atracții turistice aveți pe acolo. Ia vedeți că ne-am oprit la benzinărie, eu sunt puțin sub jumate. Toată lumea bagă benzină? Aparent da. Eu bag kerosen acum. Câte mai au? Două! Bă, al tău merge cu apă minerală, mă, mâncați aș gurat. Hai, alimentăm și ne vedem în continuare de drum. Am aici Waze-ul care ne pune să ne întoarcem către Maramureș, dar noi ne luăm după Maps, pentru că mergem să mâncăm și noi ceva. Băile miercurea. Aici mâncăm, mă, băieți? Ah, ok. Fraților, am intrat în sălaj, caut benzinărie de vreo 25 de minute. Sunt cu morcovul unde nu trebuie, mai am range 82 de kilometri și nu dau de nicio benzinărie. Am căutat și pe Google Maps, search this area, nimic.
Am băgat pe Waze una, Dumnezeu știe, dar n-are, e no name, e... Și eu nu bag așa ceva în cana. Ce credeți, fraților? N-am găsit benzinărie, am băgat de la chestia asta, ce-o fi? Am băgat de 20-30 de lei și vin către inima ta. Am băgat așa să mă țină până la o benzinărie, mai de Doamne ajută. Și a plecat. Mergem la Păcoastă. Păcoastă. Exact așa se numește. Cu piscină, cu nebunii. O să vedeți imediat. Mai facem până acolo 2 ore și 14 minute. Să știți că dând oala aia, catalizatorul ăla de 11 kg jos, bă, nu mai vine atât de multă căldură, fraților, la picioare. Să-și aude în limita bunului simț. Treci rarul. Cred. Ați venit în Maramureș. We made it. Finally, după atâta ore. E de venit cu ATV-ul aici. Cine se dă cu ATV-ul prin Maramureș? Lăsați jos în comentarii. Hai, că fiu după voi. Goguci pe YouTube, fix cum scrie pe cască. Plus un subscriber, de fapt doi subscriber. Ce, mă, s-a terminat. Vă mulțumesc tare, tare mult dacă ați dat subscribe. Să ne revedem cu bine și sănătoși. Trăiți numai bine. Am ajuns. Haida. Haida. Și n-ai, mi se pare că trage mai greu, frate, cu benzina aia. Hai la parcare. Am ajuns, fraților, într-un final. Ia vedeți aici view. Ia vedeți aici muștele astea, cadavrele astea. Nu ți se pare că trage mai prost de la benzina lor, a? Da. Dar n-are nimic, a? E din alimentare. Haideți că dacă am ajuns și noi în Maramureș. Ia vedeți, fraților. Și ce să vedeți? Nu avem cazare. Am intrat direct în piscină pentru că eram foarte, foarte arși de soare. Ne pitim. Ia uite-l ce bate. 52 de grade. La umbră, tată. Avem jucările pe acolo, pe undeva pe jos. Nu pot să vi le arăt de aici, cred. Da, uite, se vede o jucărie acolo, Artiu. Mai bem și noi un suculeț, o apă și mergem să ne căutăm cazare, dar nu înainte de a ne mai bucura de apă. Ce-am făcut, bă, pe camera asta din față, băi? Ia vedeți, ne cerem scuze la soarele ăsta. Au, ce frumos bate. Ia uite, bă, vampirul și pădorică. Cum e, băieți? Ce se poate după un drum lung? Atât de drumul de lung? Merităm. Haideți că am mai găsit niște jucării, tot ale noastre. Ia uite-le, tata. Gata și bălăceala, fraților. Cu părere de roba trebuie să plecăm de aici. De la Păcoastă. Sau Păcoaste, că tot mă dor pe mine. Ia uite ce se distrează oamenii aici. Clubăreală, party and stuff. O să mergem aici, peste stradă, să mâncăm ceva. Că am auzit de la voi, de aici, din Maramureș, pe Instagram, că se mănâncă foarte bine. Așa că fix asta vom face. Și slavă Domnului, credem că am găsit și cazare, din gură în gură, din telefon în telefon. Ia uite, cer și o scuze la căscăduța asta. A, uite ce frumos. Suntem în Mara, by the way. Așa se numește aici, Mara. Am ajuns la restaurant, vedeți și voi, ham zile astea mâncava și ia uite. Și a plecat. Ia vedeți, mă, aici, mă. Uite, așa merge mie mintea, mă. Content la cascadă, de acolo venim noi, acolo ne-am bălăcit. Ia uite. Ia uite raicările alea, bă, și RSS-ul ăla, ia uite. Aolo, excelentă mâncarea. Doamne, iartă-o și pasta. Mergem către cazare, unde ce să vedeți, câta vestea ne-am luat. Ne așteaptă cu grătar, fraților. Sunt extrem de curios de zona de off-road a Maramureșului. Și chiar vreau să-mi lăsați comentarii, pentru că vreau să mă întorc neapărat cu remorca și cu ATV-ul aici, în zona asta. Aici e de stat, like, o săptămână, frate. Deci, pe cuvântul meu, o săptămână e de stat aici, că nu, n-ai cum să te plictisești așa peisaje. Aparent ne-am cazat la Oncești. Mai avem 3-4 minuțele. M-am încărcat ziua asta extraordinar de frumos. Neașteptat de frumos, să știți. Cu piscina aia, cu ce ai, mă, vis. Și realizez cât de important e să te plimbi, să vizitezi, să îți creezi amintiri frumoase. Să trăiți numai bine. Am salutat pe toată lumea, pe cuvântul meu, de n-am în continuu, cu mâna, cu uite, cu claxonul, ia uite. Să trăiți, să rămână. Vă pupăm, să trăiți numai bine. Extrem de multe muște, by the way. Am mâncat muște, am băut muște. Anul moroșenilor, cred că ăla e. Ușor pe aici. Bă,
Hai că dacă e ne-am cazat, mâncați și plan. Ia uite ce arde focul. Să nu spui că avem căldură în camere, că deschid geamul și la rug la WC-ul, ce ai ieftin, să știți, în Maramureș. Dacă vreți să vizitați, go for it. Mamă, mamă, ce frumos. Ia uite brigada în spate. Ia uite ce înseamnă să fii bazat. Sunt super entuziasmat să fiu aici. Ce faci? De unde ești? Să-mi pun budigăi la uscat. Ieșiți unde? Fix aici. Aș vrea să zbor cu drona. E ok? Să aveți o ședere nemaipomenită. Ne vedem în 2 minute jos? Da, da. Bun, fratele meu. Rum Turulescu. Uitați cum arată. Ce să-ți trebuiască mai mult de atât? Ce-o fi, mă, ăsta? Ce-o aveam în Londrie la pachet? Așa, asta e camera. Voi dormi acolo, că de, sunt singur. Șifonier, cuier, cu tare mangalia. Căcănescu. Ia uite, duș, cum îmi place mie și nu cadă. Telefon fix, vedere la... S-a terminat masa, măle. Ia vezi, mă, tatăl. Dar totuși în cerul, scuze, frate, la vederea asta, mă. Ia uite o mașină pregătită de off-road, poate merge mai încolo la ea. Doamne, ce liniște. Nu prea e trafic. Nu, ea a fost prima mașină de poliție pe care am văzut-o. E fenomenal, frate. Uite unde am venit. Hanul Moroșenilor. Bună dimineața, din ziua 2. Ia uite ce frumos e. Am dormit 10-11 ore adunate în ultimele 3 nopți. Nice. Hai jos să bem un cafea că mor aici. Buongiorno, de aici Bruma din Maramureș. Vampirul verifică uleiul. Hai să vedem momentul adevărului. Deși RTU trebuie verificat. De-abia mai udă Joja. Și asta că a plouat aseară. Ăsta mie mi se pare extrem de frumos din față, așa masiv. Ăsta chiar este de drumuri lungi. Și hai să vă arăt că v-am promis ieri mașina asta pregătită de off-road. Motor 2.5 V6 Audi, ceva de genul ăsta. N-am mai înțeles foarte bine, dar hai să ne cerem scuze, tată. Aici ghearele de urs, ghearele de urs. Credeți-mă că acum aș pleca. Ia uite, bă, Terra Trip, Terra ălea, muzică, stație, frână din mano. Să știți că vă recomand cu toată căldura să veniți la Hanul Moroșenilor. Noi este posibil să rămânem și în seara asta aici și să ne plimbăm câteva sute de kilometri prin împrejurii, peste tot, pentru că, ia uite ce frumos e, na. Na, na. L-avem și pe alu vampiru aici, ăsta e Manta Grinu. Pe acesta trebuia să mi-l iau eu, dar am ajuns cu ăla. Iar acum îmi place mai mult al meu, să fiu sincer. Uite cum arată diminețile aici. Tocmai am luat decizia, v-am zis, să ne cazăm din nou în seara aceasta aici, tot aici. Astăzi mergem prin Maramureș, asta facem toată ziua. Ne-am dat cu cremă. Vă rog frumos, adică uitați ce am pățit aici, ia uite. Ne-am dat și pe picioare. Toată lumea ready to go. Îmi cer și o scuze la frumusețea asta. Haideți să oprim muzica, că nu mai am băruții, băruții. Mergem către mănăstirea Bârsana. Uitați, fix acolo am eu camera, la balconul ăla. Pa, pa! Doamna owner. Și băiatul de jos era tot owner. Superb aici, să știți, chiar vă recomand. Și chiar mi-am luat mind blow. Cât de ieftin poate fi totul aici, frate. N-ai niciun motiv să nu vii în Maramureș, pe cuvântul meu. Vedeți că am mâncat la restaurantul ăla pe care ni l-ați propus. E destul de șmecher, foarte ieftin și acolo. M-am dat cu cremă de aia de soare, v-am zis, peste tot. Și pe față, singurul lucru nașpa este că se va pune praful rău de tot pe mână, pe picior. Aude, bă, dorul, contentul de calitate. E la locul lui. Am văzut, să știți, am citit toate mesajele de la voi. Majoritatea sunt cu trasee de off-road. Este insane. Și ne-a spus și băiatul de la care are pensiunea că este foarte mișto aici. Zona asta, Maramureș în sine, pentru off-road. De ce se vede stată? Venim în Maramureș. Cel puțin eu sigur vin în Maramureș pe off-road. Să trăiți, să aveți spor. Sunt foarte multe bisericuțe așa, ceva de genul ăsta, în stilul ăsta, toate. Să rămână! Să trăiți! Să trăiți! Deci vreau să vă zic că mă simt excelent. De asta mă plimb, de asta vizitez, de asta îmi fac amintiri. Mie îmi place, mă, îmi place de nebunez, mă, îmi place de nebunez, ca asta și facem continuu, în continuu. Ia uite, Manta Green all the way. Frumos!
Sunt elegant, sunt parfumat. În banii pe care i-am dat pe cazare prima noapte, până să luăm decizia să mai stăm una, v-am zis că am dat puțin. Bă, fraților, hai să vă mai povestesc ceva. Aici la pensiunea unde ne-am cazat overnight, după ce că am dat puțin bani, bă, da puțin, nu vă vine să credeți, sunați și vedeți dacă nu mă credeți. Bă, ne-a dat și să mâncăm în banii aia, și aseară și de dimineață. Și ne mai dădea dacă mai stăteam acolo. Free of charge, ceai, apă, lapte, lapte fiert, ce vrei tu? Țuică, vișinată, tot ce-ți dorește inima, frate, nu pot să cred așa ceva. Păi de banii ăștia nu mi-ajungeau să intru în magazin în București să-mi iau câte ceva acasă și niște apă plată, despre ce vorbim? Și am mâncat în Isab de scusul burțile, e insane, să trăiți? Așa că dacă vreți să vă plimbați prin țară, aici să veniți pentru prima oară, dacă nu vreți să vă rupeți buzunarele. S-a zgâriat foarte rău GoPro-ul acesta. De aici, de la roată, mai exact lentila, că lasă GoPro, GoPro-ul ține la orice zgârietură, nu mă interesează că e zgâria sau nu. Nice, ia vezi mă, da. Cu drona, ați văzut? E frumos tare de tot. Las muzica asta pe fundal și vă arăt prin împrejurimi și de la sol. Spuneți voi că nu e frumos în Maramureș, cu iau razna aici, pe loc. Ce ireal, frate, iau-te. Ireal. Anyway. Hai înapoi pe Spider, vă pup. Gata și cu mănăstirea, fraților, mergem să dăm un jet pe Spider. Nu mi-a mai pus mânușile, pentru că uitați-vă cum arăt, iau-te. Îmi cer eu scuze, zici că sunt Ciubaca pe bune acum. O să-l bag cu but, uite aici, așa frumos. Și-a plecat. Gata cu spălatul, nici semnal la telefon nu am. Îi dăm către Sighetul Marmației. Vedem ce descoperim pe acolo. Hai că dacă i-am spălat și noi spiderele, ne cerem noi scuze la băltoaca asta. A plouat pe o singură bandă, fraților. Nu mai, sunt mor de supărat, sunt trist cu adevărat. O bădurică era să iau un porumbel să-l facă praf. Salut! Asfalt uscat, nu ca noi, la voi chiar e uscat. Stânga către Cimitirul Vesel. Ia uite, tată, ce frumos! Avem și tarabe, ia uite. Să rămână, să rămână. Să vezi acum că spar bani pe niște pălării, pe niște astea. We came to see this this church. Yes. It's very nice. The trikes? Yeah. Please. Okay. Please. Yeah. Foto, haida. Thanks a lot. It's thank you too. It's a pleasure. It's thank you. Beauty. Appreciate it. I haven't seen such thing in Serbia. No? No. We make a trip to Serbia then. You have to. Have a nice one. Take care. We'll be right back.
Am plecat de la cimitirul Vesel și mergem în Borșa. Am aflat că este un festival, un fel de festival, nu știu exact ce e acolo, la ora 17. Mergem să vedem ce se întâmplă, cine cântă. Am văzut că sunt niște DJ, tot pe Instagram mi-ați spus ce și cum. Haideți, fraților, că am mai pus două GoPro-uri. Unul, uitați, pe Riker și unul pe Spider-ul, lui Vampiru. Let's go! Hai să ne distrăm că pe serpentinile astea cu drumul stricat. Mi s-a mâncat mai mult din anvelopă. Cred că ajung la sârma ca să fac cuvântul meu. Jale, oricum îl simt pe asfalt. O să vă las cadre așa, poate chiar să nu zic nimic, cu Riker-ul și cu Spider-ul celălalt. Cu ocazia asta, auziți și voi cum s-aude Riker-ul. Și tot cu ocazia asta îl vedeți și pe Vampiru, ce magie e cu al lui Canam Spider, Manta Green, așa se numește culoarea aia, Manta Green. Știu pentru că v-am zis, de la voiam eu. Și am ajuns cu acesta. Momentan îmi place mai mult acesta. Combinația asta de culori. Bine, am ajuns și pe la Custom Tuning, Viva Sea Leather, cu el. Destul de custom, destul de mișto. Ia uite, uitați-vă, mă, oleac. Petrova. Ne-am oprit să le întorc și lor camerele, ca să se vadă și în față. Acum ce să vedeți? Ia uite, ne vedeți pe mine. Intrat în Borșa, welcome. M-a înțepat o albină de picior, incredibil așa ceva. E a doua albină care mă înțeapă în tripul ăsta, ireal. Prima a fost de gât, noroc că n-am eu alergie. Aici o să fie concertul ăla, a? Da, dar noi unde mergem acum? Hai. Am venit la festival! Haideți că am găsit și noi un loc mai răcoros așa, unde am băut un suc și acum îi dăm spre cazare. M-a prăjit soarele ăsta în ultimul hal, pe cuvântul meu. Am făcut o groază de poze cu voi, v-am dat toate stickerele. Vă mulțumesc tare mult că vă uitați la mine, Maramureș! Mulțumesc pentru fiecare comentariu în parte, like și toate cele. Acum îi dăm către cazare, unde am dormit și azi noapte, v-am zis deja asta. Pentru că ne-au pregătit ciubărul de calitate și aș vrea totuși să stăm și noi o leacă degeaba, având în vedere drumul pe care trebuie să-l fac, sau mai bine zis să-l facem, ei se opresc la Pitești, eu mă duc la București. Drumul de mâine, respectiv drumul înapoi spre casă, nu-l voi mai filma, nu vreau să fie un vlog foarte, foarte lung și nu o să întâmple ceva super, super huge. Și trei la mână, nu vreau să am greutate pe cască. Aș vrea să merg și eu fără această cameră, că mă apasă uleac așa. Dar ce să facem? Rabdă baba la contentul de calitate, ce să facem? Cam atât din acest trip. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în Maramureș. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu dați exit de pe clip, pentru că nu vine outro-ul acum. Let's go! Bă, deci mi se pare că nu mai are deloc tracțiune anvelopa de pe spate. Trebuie să o las mai ușor, că nu mai e safe. Am tot testat-o acum niște viraje. Mie îmi place, n-am treabă, că până la urmă merge ușor și cu mare atenție. Că mai rab eu până marți, dar nu e să nu ajungă la sârmă. Este diferență, să știți, între prima zi în care am ajuns aici și în momentul ăsta. În sfârșit am ajuns la cazare. Îți făceam semn, nu mai am tracțiune deloc. Nu știu cum mă întorc până acasă, nu mai am deloc tracțiune. Hello! Hai să vă prezint pe Daria. Daria, salută oamenii din vlog, apar pe vlog.
se uite la rare, se uite, se dă cu ATV-ul, are un ATV roșu frumos, eu am văzut, te-am văzut pe internet. Foarte isteață. Foarte isteață. Holy moly, guacamole. Uitați-vă cum arată, fraților, n-ai cum. Hei, tu la ce oră te trezești, mă? Te-am așteptat 4 ore jumate am stat după tine. Uite și tu. Ne-am dus la mamaie singuri. La 8, la 9, la 10. A patra, subturat. Dacă accelerez în viraj, mă dă. Îmi dă mie, mă. Mi-a plecat mie de 2-3 ori. Bă, sincer, crezi că ajung pe sârmă acasă? Na, na, nu trebuie. Dar îi ajunge varză. E varză când ajunge acasă. Hmm. Nu, bă, sârmă nu ajunge sârmă. Deci dacă te uiți la el, este foarte diferit față de ieri, frate. Da, câte patinaturi ai făcut și câte zeci de kilometri? Care zeci de kilometri? Am 1100 de kilometri am făcut până acum. Sărmă, na, din nou. De unde ești? De România. Și la fel? Oh, mi-a zis-o, băi, frate, bă, uitați-vă, mă. O să mă duc la tine, să o să ne ducem prin pădure, așa cum ai fost și cu Rareș. Cu Rareș? De ce îți place mai mult, de Goguci sau de Rareș? Hai zi! Adevărul! Adevărul! Trebuie să alegi unul! Amândoi! Amândoi? Mulțumesc tare mult! Ai văzut că ți-am lăsat stickere, da? Cu Goguci? Ai văzut? Bravo! Ziua 3, tot în Maramureș, sunt drumul nostru spre casă, e la Piteștiul la București, hai să vă arăt puțin ceva. Hai să ne cerem scuze, zic. Uitați-vă cum mă duc acasă, fraților. E ceas. E o oglindă. Ne-am cu toți freza în anvelopa mea de dimineață. Nu știu ce-i face. Când schimb viteza pe viraj, îmi alunecă mai întâi, după care o ia înainte și nu pot accelera, nu pot să fac nimic. Asta e. Îi dăm înainte. Experiența avem, doar să nu ajungă la sârmă. Toată ziua trei spre casă, a început să plouă. Bate vântul o leagă, da. Se anunță și ninsoare, adică astăzi le avem pe toate. Cât mai avem Dorică până acasă? Zile! Zile, mă! Ia vedeți! Ne-am oprit să ne batem. Uitați-vă pe ce drum am intrat. Și mai avem, am mers, cred că 3 km. Mai avem 11 km și da, nu suntem cu ATV-urile, suntem cu spiderele, după cum bine vedeți. Și hai să vă mai arăt o dată tancul meu. Hai! Uitați, risc foarte mare de spargere, să spunem așa. M-am despărțit de băieți la Brașov, am ajuns, sunt aproape de casă, la o oră de casă mai exact. Și haideți să vă arăt cum arată spider. Haideți că dacă e, nu e murdar. E vraiște, săracul. Viziera asta. Uitați cum arată și am șters-o acum 40 de minute, o oră. E jale, e jale, nu știu cât de mult se vede, dar mă rog. Acum chiar vă las, mulțumesc mult că v-ați uitat la mine. Până la viitoare, vă pup, sunt frânt, mă duc oasele, dar aia, ai și frumos. Ciao.